E ca lumea. Ce-ai obosit? Tu, maratonista! Ia, măi! Ce? Nu știu, mai au mult până termină. Da, mai am. Ok, mersi, noi mergem atunci acum. Le iau cu mine? Nu, n-ai voie. E Labrador, nu? Eu așa fac, așa fac. E Labrador? Ei, hai. Dar ce dințișori are, cam aia. Băi, rămâi aici. Hai. Labrador. No, bun. O să pescuesc unde ultima oară am prins la mămăligă. O să pun acolo un băț. Dar de data asta cu nadă. Un porumb artificial. O să se ocupe crina de el. De fapt și eu, da. O să încerc și la pâine, la suprafață. Deci o să pescuiesc și la fund și la pâine, la suprafață. Poate să încep cu două bețe la fund, pentru că aici, între pontoanele astea două, trebuie să dau eu la pâine. Și trebuie să dau la pâine când îi văd pe ei aici. O să arunc pâine din când în când. Tu, crina, o să stai pe pontonul ăsta mare și bățul o să fie pe pontonul ăsta. Sau o să stai pe pontonul ălalalt. Nu, că eu o să pescuiesc aici la mal. Și unde stau acolo? Că aici e o groapă mare. Nu, tu stai pe pontonul ăsta mai bine, că aici am... Îmi sperii că nu ai umbră. Nu. Să fac un băț și o să dau aici, în groapa asta. Aici este o groapă mai aproape de unde se termină pontonul ăla. Nu, pare simt că o să prindem ceva. Noi ne instalăm și să vedem ce-o fi. No, mi-am terminat montura. Să pescuiesc cu un călic mare, un Method Feeder de 50 de grame și cu un porumb de silicon, porumb artificial. Căligul ăsta mare o să stea pe fund și ridicat o să stea doar boaba de porumb, așa.
Folosesc nadă Copamix, Method Black. Așa arată, neagră, neagră. O să pescuiesc aici. Aici este o groapă. Deci aici vine așa un canal care trece așa. Și chiar aici înainte de stupul ăsta se face o groapă. Aici tot timpul am prins. Ia. Are câțiva metri acolo. Este substrat tare. Imediat o să găsească. No, bun. No, bun. Deocamdată pescuiesc un băț aici, îl fac pe celălalt și îl pregătesc pentru pâine, unde, cu care o să dau ori aici între pontoanele astea, ori în capătul ălalt. În capătul ăla de acolo. Dar o să văd. Mă duc în inspecție oricum până acolo să văd dacă sunt crapi acolo, că nu i-am mai prea văzut în ultima vreme. Dacă nu, pe seară dau aici. Aici ultima oară am prins. Chiar dacă am prins mic, dar am prins. Să vedem cum o fi. Aici o să o las pe crina câteva minute de pază. Vezi că aici, să vezi că o să tragă brutal nebuni ăștia. No. Bun. Sunt sigur că o să prindem ceva. Thank you.
N-am avut ce să-i fac. O apucare s-o băgați în agățătură. Mi-a dispărut ăla cu porumbul. Nu, cam așa trag ăștia aici. Ăștia nu știu de glumă. Pun și pâinea în funcțiune. Am un câlin mare, numărul 4. Fir textil. Câligul legat direct pe fir, fără plumb, fără plută, fără nimic. Sper să mai fie crape aici, pentru că ultima oară când am fost, nu mai erau. Cineva n-a avut de lucru și le-a stricat habitatul aici. Aici era o perdea așa de stuf. Și cineva a avut proastă idee să taie stuful ăsta de aici. Și atunci ei nu mai, acum ei nu mai au curaj să vină în zona asta. Eu de aici, din zona asta, îi prindeam la câțiva metri de mal. Tocmai pentru că dădeam peste stuf. Aici era un culoar mic, mic, mic. Și ei aveau încredere să vină aici, că era stuf ca ăsta de aici. Și cineva a venit să prindă și el la pâine, la suprafață, vezi, Doamne, și a tăiat stuful, că nu. Așa ideea unii. Asta e. Așa l-a distrus aici habitatul, să zic așa, și ei nu se mai simt în siguranță să vină în zona asta. Pentru că ei mă văd pe mine imediat. Înainte, fiind atâta stuf, nu mă vedeau, aveau mai mult curaj. De când a fost pescarul acela aici și de când s-a apucat să taie stuful ăsta, n-am mai văzut niciun pește în zona asta și nici n-am mai prins. Asta este. Asta este riscul când toată lumea are acces la pescuit. Vedem ce face câina pe aici. Ce? Ce ai zis? Dar ai avut pește? O tras așa ca lumea? Cum o tras? Păi clar că a fost crab, dacă ție de acolo, ți-a dus acolo. Dar nu, e agățat. Stai, lasă. Nu cred că mai am pește. Eu nu pot să spun, am scărut. Da, s-a agățat. Uite, vezi?
Bă, dar astăzi numai de agățături avem noroc. Dar o trează așa tare? Nu, mă trează 3 ore așa încet. Graf care te trează. Dar ce interesant, mă. Ele nu se ducă în larg, se duce aici, sub ăsta. Ăla-i! Ăla-i! Acum nu mai trebuie să te grăbești, că o ieșit. Ia uite! Crina în acțiune! Mamă, acolo s-a pus! Asta cred că e mare! Ia uite-te până unde și-o lua fir. Fuuu. Vedeți că mai sus bătă. Aha, uite, vine pe la suprafață. Păi să te pun și pe tine la muncă. Vai pe... Yeah, hai că-l aduci. E rău, a? Ei. Nu mai sta la vorbă cu el. Ce, nu vrea să vină? Stai un pic. Frâna cu moi. Poate pici de pe pământul. Stai, să nu mai mulină. Gata, o să o agăța, cred că ea. Stai că... Fii atentă, ia, hai pe pontonul ăla. Hai pe pontonul ăla, hai cu bățul aici. Ba da, hai! Crin, ascultă-mă, vino pe pontonul ăsta înalt. Hai! Uită-te pe unde mergi. Așa, hai pe pontonul, că mai mulinează, acum mulinează. Mulinează și du-te spre el. Hai, du-te. Ia uite-l. Ai, ce mare e! E mare, mă! De asta se... Lasă să se ducă. Și am mai încearcă. Stai, că s-a slăbit frâna de tot. Mama mea, asta e mare. Să nu cazi de pe ponton, că asta ne mai lipsește. Uite-l aici. Ia-i cât e, fratele meu! Băi, ia să bagă în astea. Eu nu pot să spun din astea. Mamă! Ia, stai un pic. Mamă, cât e de mare. Crina? Mamă, cât e. Ia! Puh, cât animalul! Fai, stai să duc minciogul. Băi, dracu, ăștia mari intră când lași toți particularii la undiță. E capul meu, frate, cât e. Mama mia. Mamă, ce frumos e. Băi, eu la fund nu cred că am prins așa. Ba, am prins. Mai mulinează un pic. Du-te mai în față. E rău. Du-te mai în față, Crina.
așa. De că ăsta e rău, e rău. Deja mi-a făcut gaură în picior. Ia, ia, ia. Ce frumos e. Trebuie să-l ridici totuși, că altfel nu pot să-l iau cu minciuna. Mamă! Stai. Iui! Ți-am zis-o că e mare, că n-am văzut că s-a dus până la 3 sferi de baltă. Vine mai aici, mai la marginea pontonului. Nu că el mai poate. Și noroc că au tăți particularii, frate. Hai, 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 puțin mai încolo. Vezi ce rău e. Se uite. Stai, stai, stai. Uite cum e șafir. Da, ce te-i place? Hai, hai, încearcă să-l aduci acum. Da, da, dă-mi coace, dă-mi coace că se strică treaba. Să ai noroc la ceva. Da, dar vezi că nu poți să-ți cum, mă doare spate. Mai în spate. Aici al meu, ia, e cât e. Ce frumos! Ia uite! Mă, tu puteai să ai noroc la așa ceva! Da, dar vezi că nu pot să-ți spun, mă doare spate! Dă-te mai în spate! Că asta aici îl iau eu cu GoPro-ul! Ia, ce frumos e! Ce frumos e! Și de scăpanii nu cred că scapă, că cât ligul e mare, știi? Nu e ca la feeder. Mic. Hai mă, hai, 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 sper că-mi capă din cel. Ioi, animalule! Când e din spatele meu. Aici îl iau eu cu GoPro-ul. Iai. Ce frumos e. Asta nu puteai tu să-l scoți singură. Uite-te că se zbate, mă. Se luptă până la cap. Mamă, fratele meu. Oai de mine. Oai de mine. Oai. Du-te în puii mei, numai tu puteai să... Eu cred că are 13-14 kg. Păi eu mi-am dat seama că e mare, când după certul l-ai agățat, el s-a dus acolo, la jumate. Incredibil, frate. Ce frumos e tu. Ce curălău are. Asta nu a mai fost prins niciodată. Uite, la bobele de porumb. Crap. Agățat de crină, normal. Ia uite. Ce frumos e.
E ca lumea. E mică. E un carasă. Nu, e crap, e ciortan. Dar ce, cum o tras? Stai, scos tu? Ia să te vedem în acțiune. Apleacă-te! Ai grijă la bățul din spatele tău. Asta e mai ușor de manevrat. Ia să te vedem. Se ne scade de pe ponton. Se nu l-a rupt. Frumoșelii. E la mine așa de sus? Nu, 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 pune-l în, în cioc. Bravo, hai grijă la băț. Gata. Super. Asta le-ai scos cap-coadă. Tras fain. Nu, am încercat și în locul ăsta, dar cum am zis, nu mai vin crapii mari aici. Nu, asta este. Mă duc înapoi. Mă duc acolo pe culoarul ăla unde am prins de bine de rău un ciortănel la pâine. Mai am de pescuit cam o oră și să văd, poate mai intre ceva la metal feeder sau chiar la pită la suprafață. Că în locul ăsta, din păcate, asta este, s-a stricat.
Ce trăsături, frate! Ah, scăpat! Bă, dar ce ghinion avem, mă! Al doilea scăpat consecutiv, uite, uite cum a ieșit acolo. Ăsta și ăsta părea fain, ăsta nu era mic. Asta e, se mai întâmplă. Chiar acolo, lângă ponton, tot am văzut un crab trăgând de trestia aia. Și m-am dus și am pus lanseta acolo, am pus pâinea, o coajă de pâine acolo la suprafață. Normal, când m-am dus eu, crapul, l-am auzit cum a fugit prin trestie, dar acum aștept să se întoarcă. Sigur se întoarce imediat. Sper să fie un crap care o să vrea să guste și coaja aia de pâine. Deci cât alergi? Nu, mă simt dacă e ceva. Cât alergi? Cât alergi? 30-40 de minute. Bine. Hai. Nu știu dacă o să reușesc să-l scot. Ah, i-am pus. Uitați. Deci e incredibil, crapul ăla a ajuns aici în mal. Incredibil, frate. Deci crăpceanul ăsta s-a dat pe după alea și de acolo a venit încoace în mal. Incredibil. Ce tare! Uite un crăpcean! Super frumos! O să-l scot numai așa un pic, că nu am minciogul aici. Am crezut că e un mare la cum a plecat cu ea. E mai bine că a fost mai mică, dacă era un mare, pentru că nu am fost lângă băț, nu îl scoteam. Ia uite. Un ciorțenel frumos. Bravo, băi! L-am văzut pe aici și mă gândeam chiar ce se întâmplă. Deci, firul s-a dus pe după papură și crapul a venit aici. Deci, în loc să fugă încolo, a fugit încoace. Ce mișto! Ieri am prins unul și la pâine, mă bucur. Minute și m-am uitat și am așteptat să vină crapii înapoi. Adică am așteptat să se miște papura. Iată, țiară se mișcă. Ah, ce-am făcut? Ah, am uitat să dau drumul la fir. Cam în același loc unde l-am prins pe ăsta trebuie să dau. Cam așa. Cu cât e pâinea mai în papură, cu atât au mai mult curaj să o ia.
Aici dacă ai uitat să-i dai drumul la frână, adio, băți. Gata? Deci, gata? Da. N-am mai prins, un torțenel. Tu gata? Mai poți? Hai că nu mai avem mult. 6:30, nu? Bun. Pâinea care era acolo a dispărut, toată. Bun. Mă duc, îl bag și pe ăla la Method Feeder. Și cred că mai prindem ceva până plecăm. Uite-te pe pompon, uite-te pe pompon. Ce faci? Bine, bine, bine. Ce mai e, mă? Încă o ratare, nu știu, scălivele prea mari. Nu știu ce se întâmplă. Într-adevăr, am dat cu niște călige foarte mari, am pus boabele așa, dar am și prins. Cred că trebuie călige mai mici. În fine, cu încă o ratare plecăm spre casă. A fost fain, am prins un pește mare, mare. De fapt, crinul l-a prins. Și am avut activitate, deci n-a fost urât. Am prins și la pâine doar unul, dar e bine, decât deloc, e bine. No, ne le strângem și o luăm spre casă și, cum am zis, chiar mie mi-a plăcut. Vă salut și să ne vedem cu bine pe malurile apelor.